Vom citi în continuare din Epistola către Romani, de la capitolul 2, primele 8 versete. Romani, capitolul 2, de la versetul 1. Așadar, omule, oricine ai fi tu care judeci pe altul, nu te poți dezvinovăți. Căci prin faptul că judeci pe altul, te osândești singur. Fiindcă tu care judeci pe altul, faci aceleași lucruri. Știm, în adevăr, că judecata lui Dumnezeu împotriva celor ce săvârșesc astfel de lucruri este potrivită cu adevărul. Și crezi tu, omule, care judeci pe cei ce săvârșesc astfel de lucruri și pe care le faci și tu, că vei scăpa de judecata lui Dumnezeu? Sau disprețuiești tu bogățiile bunătății, îngăduinței și îndelungei lui răbdări? Nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință? Dar cu împietrirea inimii tale, care nu vrea să se pocăiască, îți adune o comoară de mânie pentru ziua mâniei și arătării dreptei judecăți a lui Dumnezeu, care va răsplăti fiecăruia după faptele lui, și anume, va da viața veșnică celor ce, prin stăruința în bine, caută slava, cinstea și nemurirea, și va da mânie și urgie celor ce, din duh de gâlceavă, se împotrivesc adevărului și ascultă de nelegiuire. Avem în față câteva cuvinte din cea mai renumită epistolă a apostolului Pavel. Intenționa Pavel să viziteze Roma și și-a pregătit drumul scriind fraților o scrisoare. Și în scrisoarea aceasta, apostolul, inspirat de Duhul, prezintă esența credinței creștine. Și în primul rând, Pavel spune că tot ce se poate cunoaște despre Dumnezeu ne este descoperit pe două căi. Pavel ne spune că fiecăruia dintre noi, fiecăruia dintre oameni, Dumnezeu ne oferă două modalități de a-L cunoaște. Și pentru că fiecare om poate să-L cunoască pe Dumnezeu prin cel puțin două căi, niciun om nu se poate dezvinovăți înaintea lui Dumnezeu pentru necredința sa, pentru păcatele sale, pentru vinovăția sa. Fiecare dintre noi este un lucru care trebuie să pătrundă la inima noastră. Fiecare dintre noi poate să-L cunoască pe Dumnezeu. Și prima dintre aceste modalități este menționată în capitolul 1, versetul 20, unde citim aceste cuvinte. În adevăr, însușirile nevăzute ale Lui, puterea Lui veșnică și dumnezeirea Lui se văd lămurit de la facerea lumii când te uiți cu băgare de seamă la ele în lucrurile făcute de El. Însușirile nevăzute ale lui Dumnezeu, puterea lui, dumnezeirea lui, se văd lămurit când te uiți cu atenție la lucrurile făcute de el. Apostolul, inspirat de Duhul Sfânt, ne spune că tot ceea ce trebuie să cunoaștem noi despre Dumnezeu, măreția și înțelepciunea lui Dumnezeu, dragostea lui Dumnezeu, puterea și slava lui Dumnezeu, toate se văd lămurit în lucrurile făcute de El în universul care ne înconjoară, dacă te uiți cu atenție la ele. Cu alte cuvinte, Dumnezeu s-a semnat pe toate lucrurile pe care le-a creat. Există semnătura lui Dumnezeu pe firul de iarbă. Există semnătura lui Dumnezeu pe splendoarea unui apus de soare.
Există semnătura lui Dumnezeu în zâmbetul pruncilor de la pieptul mamelor. Și există semnătura lui Dumnezeu în ochii limpezi și senini ai bătrânilor credincioși care apun liniștit în moarte. Există semnătura lui Dumnezeu pe picăturile de rouă. Și există semnătura lui Dumnezeu pe mulțimea florilor, ca și pe mulțimea fulgilor de nea. Ieri a început să ningă prin București, uitai, e Dumnezeu, de la El vine treaba aceasta. Există semnătura lui Dumnezeu pe creștele munților înzăpeziți, dar și pe izvoarele cristaline din văi. Există semnătura lui Dumnezeu pe mulțimea și varietatea peștilor și a păsărilor care umplu văzduhul. Și există semnătura lui Dumnezeu pe firul de grâu, dar și pe fulgerele și tunetele ce străbat văzduhul. Viața care ne uimește prin diversitatea ei, cu formele și culorile și misterele ei, este produsul înțelepciunii divine. Înțelegem asta? Minunat este acest Dumnezeu când ai ochi să vezi, minunat este. Atunci te duci în holul înstelat al nopții, mai ales când ești undeva la țară, departe, unde nu trebuie să plătești bilet de intrare și privești miliardele de stele care se rotesc și admiri măreția, strălucirea și frumusețea cerului înstelat care parcă cade pe tine. Când descoperi semnătura lui Dumnezeu pe toate lucrurile, atunci te bucuri de toate, atunci simți că ești parte din această casă a lui Dumnezeu. Atunci trăiești ca un copil bucurându-te de toate frumusețile care te înconjoară la fiecare pas. Degetul lui Dumnezeu se vede lămurit în toate lucrurile create de la facerea lumii și nimeni nu se poate dezvinovăți. Nu scrie ateism pe nicio frunză de pe această planetă pe care locuim vremelnic. Pe fiecare frunză scrie Dumnezeu. Și dacă noi am fi atât de inteligenți să descoperim ceea ce face o frunză și am putea reproduce fenomenele complexe care sunt într-o banală frunză, am rezolvat problema energiei omenirii pentru totdeauna. O frunză conține atâta chimie și atâta fizică încât toți savanții adunați la un loc sunt ca niște copii în fața ei. Dumnezeu este cea mai mare inteligență a Universului. Dumnezeu este cel mai mare artist al Universului. Și dacă există frumusețe în această lume, există pentru că Dumnezeu este un mare artist. E un frate mai departe care îmi trimite mereu prin e-mail tot felul de imagini extraordinare. No, ce să spun, ești copleșit când privești fie probleme și aspecte din adâncul oceanelor, fie lucruri de pe Everest, fie din cosmos. Ceva copleșitor este când privești, când ai ochi să privești. Dar Biblia ne spune... Nu numai că această cale ne-a oferit-o Dumnezeu să-L cunoaștem pe El, ci ne-a oferit și o altă cale, care este propria noastră conștiință. Fiindcă citim în versetul 19 din capitolul 1, ce se poate cunoaște despre Dumnezeu, auziți, le este descoperit în ei, căci le-a fost arătat de Dumnezeu. Ce se poate cunoaște despre Dumnezeu, le este descoperit în ei, căci le-a fost arătat de Dumnezeu. Dumnezeu are un sediu al Lui în conștiința noastră. Dumnezeu are un sediu al Lui în sufletul nostru. Dorința după Dumnezeu, nevoia după Dumnezeu, setea după Dumnezeu este înscrisă genetic în ființa noastră a fiecăruia. Este atât de rațional să crezi în Dumnezeu. Este așa de ușor, așa de normal, este în matca firească a lucrurilor să crezi în Dumnezeu. De ce? Pentru că Dumnezeu este pretutindeni. La orice pas putem citi semnătura Lui și la orice oră, din zi și noapte, vocea Lui Dumnezeu ne vorbește în propria noastră conștiință. Și acest Dumnezeu mare și atotputernic este creatorul nostru.
Și voi tinerilor, mă bucur că sunt mulți tineri în adunare. Sunteți o creațiune specială a lui Dumnezeu. Cea mai mare inteligență a Universului s-a ocupat de voi și v-a făcut frumoși și simpatici și inteligenți. Și că vă uitați în oglindă și vă uitați, nu? Nu vedeți decât opera acestui mare artist care este Dumnezeu. Voi nu sunteți descendenții unei maimuțe păroase coborâtă din copac, cum au încercat unii să vă păteze conștiințele și să vă mutileze sufletele cu această idee absurdă. Voi sunteți o creație specială a lui Dumnezeu. Bine, acest Dumnezeu, așa de bogat, așa de bun, așa de găduitor și acum am auzit și înainte, așa de îndelung răbdător, se poartă în așa fel încât bunătatea lui ne îndeamnă la pocăință. Dumnezeu a creat omul și a stabilit în același timp o lege în universul creat de el. Și această lege spune, plata păcatului este moartea. Și prin Adam toți am păcătuit și moștenim firea păcătoasă a lui Adam. Dumnezeu ne vrea însă pe noi, pe toți, curați și fără vină. Și în marea lui bunătate ne îndeamnă să ne pocăim. Ne îndeamnă să renunțăm la păcat. Ne îndeamnă să ne întoarcem la el. Și în continuare vom prezenta câteva din piedicile majore în calea pocăinței pe care fiecare din noi cei credincioși le-am întâlnit sau dumneavoastră care încă nu v-ați întors la Dumnezeu le întâlniți. Ați venit la adunare acum. Mare lucru este. Mare lucru este să fiți aici. E adevărat însă că puteți veni din o mulțime de motive străine de interesul personal pe care îl aveți, fiecare poate că nici nu sunteți conștienți. Veniți aici, dar nu realizați, nu vă dați seama că este cineva care vă împiedică să vă pocăiți. Că este cineva care plasează în drumul vieții dumneavoastră, în înțelegerea minții dumneavoastră, piedici ca să nu vă pocăiți. Toate piedicile sunt puse de cel rău. Activitatea diavolului este concentrată pe două direcții. O primă direcție este aceasta. Să împiedice pe orice cale pe om să se pocăiască. Să pună în calea omului tot felul de piedici să nu cumva să se pocăiască. Asta este una dintre țintele diavolului, una dintre scopurile lui. Unul dintre scopurile lui. Și al doilea scop este acesta. După ce v-ați pocăit, să vă creeze tot felul de probleme, tot felul de situații imposibile, ca să nu vorbiți nimănui despre pocăință. Realizați treaba aceasta dumneavoastră care chemați numele Domnului? Că pe orice cale diavolul caută să vă împiedice să nu cumva să deschideți gura și să mărturisiți numele mare și scump al Domnului Hristos care v-a făcut un bine așa de mare că v-a scăpat de iad și de pierzare. Câteva piedici pe care le pune diavolul în calea sufletelor. Una din piedici este să inducă în sufletul omului o falsă părere despre el. Să inducă în sufletul omului o falsă părere despre el. Fiecare dintre noi suntem un continent necunoscut pentru noi înșine. Din copilărie, diavolul ne-a mințit că noi suntem mai diferiți decât ceilalți oameni. Și asta e adevărat, într-un fel, că nu sunt doi indivizi identici, nu. Dar diavolul ne-a inoculat în minte că noi suntem mai buni decât alții, că noi suntem mai frumoși decât alții, că noi suntem mai deosebiți decât alții, suntem mai inteligenți decât alții, că noi merităm un loc mai în față decât ceilalți, că de aceea trebuie să ne batem pentru drepturile noastre și să ne luptăm pentru ele. Diavolul ne-a infuzat așa de subtil, dar așa de profund în ideea aceasta, încât atunci când Dumnezeu ne spune în cuvânt, tu ești păcătos, tu ești murdar, tu ești vinovat, noi spunem, nu este adevărat, Doamne. Ia uite-te la ceilalți. Nu i-ai văzut pe ceilalți, Doamne? Ei, da, sunt murdari, păcătoși, vinovați. Eu? Nu, Doamne. Eu n-am dat foc la casa nimănui.
Eu n-am omorât pe nimeni. Eu nu sunt așa de rău ca celălalt. Ia uite-te aici, Doamne, și fariseul stă și se roagă și spune: îți mulțumesc, Doamne, că nu sunt ca ceilalți oameni și nici ca vameșul acesta. Diavolul ne-a indus în suflet o falsă părere despre noi și aceasta este o piedică mare în care pocăinții. Și asta e nenorocirea multora dintre semenii noștri. Sunt, păi dacă noi suntem așa de buni și cinstiți și corecți și de treabă și evlavioși, consecința imediată este că nu avem nevoie de pocăință. Păi dacă sunt așa de bun și corect și cu merite, de ce să mai mă pocăiesc? Așa oare să fie? Poate este adevărat că n-ați omorât pe nimeni. Poate e adevărat că n-ați dat foc la casa nimănui. Poate e adevărat că n-ați luat nevasta nimănui. Poate e adevărat că sunteți un om respectabil, dar Biblia spune că minciuna este păcat. Biblia spune că drăcuiala este păcat. Biblia spune că destrăbălarea este păcat. Biblia spune că divorțul și avortul sunt păcate. Biblia spune că beția este păcat și invidia este păcat. Biblia spune că vorbele, cuvintele cu două înțelesuri sunt păcate. Biblia spune că a spune fratelui tău prostule este păcat. Biblia spune că a privi o femeie cu ochi murdar și să o poftești în inima ta este păcat și lista e așa de lungă. Iubiților, dacă un om ar face doar trei păcate pe zi, deși face mult mai multe, știți câte păcate adună un om până la vârsta de 50 de ani? 44.000 de păcate. 44.000 de neascultări. 44.000 de plângăriri. 44.000 de delicte care reclamă judecata și pedeapsa divină. Oare acum înțelegeți de ce dumneavoastră sunteți nefericit? Pentru că în sufletul dumneavoastră ați adunat murdărie și mizerie morală ca într-un coș imens de gunoi pe care nu-l mai golește nimeni, cum vezi uneori prin oraș. Așa se petrece în sufletul dumneavoastră. Tot a spus acolo, zi de zi, an după an, păcat peste păcat, păcat peste păcat, mizerie peste mizerie, gunoi peste gunoi și tot puneți în coș și nu vine nimeni să vă golească coșul sufletului. Și sufletul dumneavoastră a devenit ceva insuportabil. A devenit și este înaintea lui Dumnezeu ca o hazna împuțită. Dați-mi voie să vă spun un cuvânt așa de greu. Așa e înaintea lui Dumnezeu. Duhoare, mirosuri insuportabile și ridică spre cer de la oamenii făptura mâinilor lui Dumnezeu, care trebuiau să trăiască în sfințenie și în ascultare de Dumnezeu și nu trăiesc. Ați adunat atâta balast și atâta gunoi și atâta mizerie în suflet, că aripile dumneavoastră nu se mai ridică. Aripile dumneavoastră au devenit de lut și de lemn și nu vă mai înălțați în zbor și nu mai știți să visați și nu mai știți să cântați și nu mai știți să vă bucurați și nu mai sunteți oameni adevărați așa cum vă vrea Dumnezeu, că pentru asta v-a creat. Și consecințele le cunoașteți. Dumnezeu nu vrea justificări pentru păcatele făcute. Nu vă mai justificați păcatele. Nu mai dați explicații pentru păcatele făcute. Nu motivați. Nu mai dați vina pe alții. Nu mai dați vina pe împrejurări. N-au niciun rost și nicio valoare. Absolut nicio valoare. Justificările și scuzele și motivele pe care le invocați pentru viața dumneavoastră de păcat. Pentru a scăpa de păcate. Pentru a scăpa de mizeria aceasta insuportabilă, pentru a scăpa de mirosurile acestea oribile, pentru a scăpa de vinovăția aceasta cumplită, este o singură posibilitate. Doar o singură cale. Și aceasta este pocăința. Actul pocăinței este singurul act în măsură să rezolve problema păcatului nostru. Singurul act în măsură
să șteargă din cartea lui Dumnezeu numărul și gravitatea păcatelor săvârșite de noi. Iubiților, când vede Dumnezeu pocăință, când vede Dumnezeu regret, când vede Dumnezeu lacrimi pe obraz și lacrimi în inimă, când vede Dumnezeu cum vă mărturisiți păcatele și vă întoarceți acasă pocăit, Dumnezeu dă ordin îngerilor din cer să cânte. Și începe sărbătoarea în ceruri. Atunci își deschide Dumnezeu garderoba și scoate haina albă a neprihănirii Domnului Iisus și vă îmbracă cu ea și vă privește și vă primește ca pe cel mai neprihănit om de pe suprafața pământului și nu vă mai reproșează niciodată nimic. Spuneți-i acum Domnului Iisus: Doamne Iisuse, îmi recunosc păcatele înaintea Ta. Doamne Iisuse, nu mai vreau să dau crezare diavolului care îmi spune că sunt un om deosebit. Doamne Iisuse, recunosc că prea mult timp am clădit și păstrat o imagine falsă despre mine. Da, Doamne, recunosc, sunt păcătos, sunt vinovat, ai milă de mine. Despre Domnul Iisus spune Evanghelia că Fiul omului a venit să caute și să mântuiască ce era pierdut. Știți care e cea mai grea problemă? Să găsească pe păcătoși. Păi nu-s păcătoși toți? Da, toți sunt. Dar nu se recunosc. Toți oamenii spun: eu nu. Da, da, celălalt, da, dar eu. Nu, nu, Doamne, eu nu sunt. O altă piedică pe care diavolul frecvent o ridică în calea oamenilor pentru a nu se întoarce la Dumnezeu este teama de alții și teama de ridicol. Oamenii care se întorc la Dumnezeu, adică oamenii care se pocăiesc, sunt batjocoriți, sunt ironizați, sunt desconsiderați, sunt disprețuiți. Da, da, oamenii lumii râd de noi, pocăiții. Și în acest cuvânt pocăit pun atâta încărcătură de dispreț, parcă și de silă, de scârbă, de oroare, parcă nu poate să fie ceva mai josnic decât această poziție, bieții oameni. Oamenii râd de noi, da. Când vor vedea însă schimbările pe care le face Dumnezeu în viața dumneavoastră, nu vor mai râde, nu se vor mai distra. Când vor vedea ei că bețivul iremediabil, care a fost o povară pentru familie și pentru societate, a renunțat la alcool. Când văd ei ce a făcut Dumnezeu din scandalagiul sau afemeiatul, ce sorbea păcatul ca apa, când văd ce liniștit și respectuos a devenit, că s-a pocăit, nu vor mai râde. Pe cei credincioși, pe pocăiți adevărați, îmi permit să fac o descriere a lor. Îi recunoaște, știți după ce? După limpezimea ochilor. După fața lor frumoasă. După obrazul lor luminos. Și de ce nu? După îmbrăcămintea lor decentă și după vorba lor calmă și caldă și cu bun simț. Oamenii când se pocăiesc, când se întorc la Dumnezeu, pentru că nu mai sunt robii vicilor și robii patimilor, pentru că s-au descărcat de orice încărcătură, de mânie, de răutate, de invidie, de lăcomie și de toate cele care sunt atât de rele și care dăunează atât de mult organismul nostru, devin mai frumoși, devin mai inteligenți, devin mai sociabili, devin mai bine dispuși. Este o realitate aceasta pe care vi-o dorim și dumneavoastră. Nu vă temeți! Oamenii sfinți, chiar dacă sunt batjocoriți, ei sunt batjocoriți pe nedrept. Și Domnul Iisus a spus: când oamenii vă vor spune tot felul de lucruri rele și neadevărate, când vor râde de voi, când vă vor batjocori, bucurați-vă, ferice de voi. Da, Domnul Iisus, Mântuitorul nostru, ne cheamă să-L urmăm pe El. El a fost marele disprețuit. Nimeni nu mai fost așa de disprețuit ca Mântuitorul nostru. Scuipat pe obraz, pălmuit, smuls barba,
biciuit până la sânge de soldații romani, împodobit în derâdere cu o cunună de spin pe frunte și cu o trestie în mână, răstignit dezbrăcat între doi tâlhari, huiduit de mulțime, ce dispreț, ce batjocură, ce ocară, ce suferință a suportat Domnul Iisus pentru mântuirea noastră. Pentru bucuria care era pusă înainte, a suferit crucea și a disprețuit rușinea. Nu vă temeți de oamenii care râd de dumneavoastră. Nu vă temeți. Nu vă temeți, pentru că în curând râsul lor se va preface în scrâșne din dinți când vor ajunge în iazul care arde cu foc și cu pucioasă. Este o onoare să fii pocăit. Pocăința îți aduce o demnitate pe care nu vei putea căpăta pe nicio altă cale. Oamenii demni, oamenii care au șira spinării, oamenii integri, sunt oamenii care s-au pocăit pentru că ei și-au schimbat felul de gândire, pentru că ei și-au recunoscut păcatele și au venit la Domnul Iisus. O altă piedică mare pe care diavolul o pune în calea sufletelor ca să nu se întoarcă la Dumnezeu, este sfatul negativ al altora. Când un om vrea să se întoarcă la Dumnezeu, imediat sunt mobilizați toți colaboratorii diavolului. Și imediat se întâmplă ceva. Binevoitorii îți bat la ușă. Binevoitorii te sună la telefon. Binevoitorii îți trimit scrisori, acum merge și prin e-mail, îți trimit. Binevoitorii te caută. Nu te-au căutat niciodată. Acum sunt gata să facă orice, să te sfătuiască, să te salveze, ca nu cumva să spătezi sufletul și să-ți pierzi credința ta aia strămoșească și dreaptă. Într-un sat la o săptămână de evangelizare s-au întors la Dumnezeu 17 suflete. Și s-a întâmplat un fenomen foarte interesant. Un slujitor al religiei din sat a început să meargă pe la toți cei 17 să-i lămurească și să-i convingă și să le spună ca nu cumva să se rătăcească, ca nu cumva să meargă după sectanți, ca nu cumva să-și părăsească credința strămoșească. Și a umblat din casă în casă și a dat peste un sătean care i-a spus săteanul ăsta, unul mai îndrăzneț așa: domnule părinte, nu te supăra. Acum vii la mine acasă și vrei să mă lămurești? Dar eu când îmi beam toți banii la cârciumă și veneam acasă cu plicul gol și îmi băteam nevasta și ea săraca dormea prin vecin, unde ai fost? De ce n-ai venit atunci acasă la mine? Uite-te la degetele mele, și arăta degetele, sunt galbene toate de tutun și dinții mei la fel. Când eu fumam două pachete de țigări pe zi, unde ai fost? De ce n-ai venit atunci să-mi spui aceste lucruri și vii acum, când eu vreau să mă întorc la Dumnezeu cu adevărat, când eu vreau să mă las de țigări și de băutură și să fiu un soț bun și să nu mai îmi înșel nevasta, acum îmi spui că sunt rătăcit? Părinte, dumneata ești un rătăcit. Diavolul folosește toți colaboratorii lui pentru a împiedica pe oameni să se pocăiască. Nu ascultați sfatul negativ al oamenilor. Dumneavoastră, de fapt, nu veniți la niște sectanți. Nu vă chemăm la noi. Interesul nostru este să vă chemăm la sfințenie. Interesul nostru și preocuparea noastră este să vă întoarceți la Dumnezeu cu adevărat. Dorința noastră sinceră este ca dumneavoastră să mergeți în cer. O altă piedică în calea pocăinței pe care diavolul o așează frecvent în fața oamenilor este amânarea. Deci, în primul rând, o falsă părere despre noi, apoi, după aceea, este ironia, teama de râsul oamenilor, apoi este sfatul negativ al oamenilor și apoi este amânarea. Diavolul vine și șoptește foarte finuț: oh, este minunat! Vrei să te întorci la Dumnezeu? Vrei să te pocăiești? Ah, e grozav lucru, bine faci. Parcă trebuia să o faci mai demult. Dar oricum, este foarte bine. Dar auzi, nu te grăbi așa, mă, nu te grăbi. Fii atent, cercetează atent lucrurile, analizează-le. Mai du-te și la baptiști,
mai du-te și la creștinii după Evanghelie, mai du-te și la penticostali, mai du-te și la marturii lui Jehova, mai du-te și la adventiști, sunt atâtea religii, du-te la fiecare și vezi care are o doctrină mai bună, mai adevărată, cercetează întâi, nu te grăbi. Schimbarea religiei e ceva foarte serios. Și apoi, dacă nu poți să ții, dacă nu o să poți să ții, ce mulți sunt păcăliți de diavolul cu vorbele astea și îi amână de azi pe mâine, ba că sunt prea tineri, ba că sunt prea bătrâni, ba că sunt prea ocupați, ba că sunt prea multe religii, ba că nu știu unde să meargă, ba că ce o să spună cei de acasă, ba că au auzit ei nu știu ce despre cutare și despre cutare. Și atâtea gânduri vă vin în minte și atâtea lucruri și atâtea treburi vă dă diavolul de făcut și tot amânați și tot amânați. Nu vă lăsați înșelat de diavolul. Astăzi e ziua mântuirii. Astăzi trebuie să vă întoarceți la Dumnezeu. Într-o adunare, la sfârșitul programului, a fost întrebat și un om în vârstă de 70 de ani. Și cam așa, domnule, dumneavoastră, de ce nu v-ați predat Domnului Iisus în acest ceas acum când s-a făcut chemarea? A răspuns domnul în vârstă, mult mi-ar place să fac asta și ăsta mi-e gândul, dar uite ce mai am de făcut. Am o fică, fată bătrână, nu s-a măritat, are 40 de ani, 40 și ceva de ani are. Și uite, acum se mărită, luna viitoare se mărită. Și știi dumneata cum e la nuntă, oamenii mai beau, mai glumesc. Eu știu că dacă te pocăiești, trebuie să te pocăiești cu totul și bine. Mai am o lună de zile și după nuntă mă pocăiesc. Te înfioară un astfel de gând. Că 70 de ani acest om a trăit în păcat, a trăit în mizerie, a colaborat cu diavolul și a pervertit sufletul și după 70 de ani mai vrea încă o lună de zile. După 70 de ani de iad și de nefericire mai vrea încă o lună de zile. Să presupunem că un om ar fi condamnat la moarte, la 25 de ani închisoare, pardon. Și 25 de ani, când a stat în închisoare acest om, mereu s-a gândit la ziua eliberării. N-a așteptat nimic mai cu foc, cu mai mare dorință, decât această zi, când se plece din închisoare, când se plinește 25 de ani. Și vine ziua eliberării. Ne putem imagina că acest om spune directorului închisorii: domnule director, vă rog să aveți amabilitatea să mai mă lăsați încă două săptămâni în închisoare. E așa de bine aici, domnule director. Vă rog, permiteți-mi să mai stau încă două săptămâni. E așa de tragic că atâția oameni, și tineri și în vârstă, vor să mai rămână încă o zi, încă o lună, încă un an, să zacă în pușcăria diavolului. Dumnezeu a emis această lege despre care vorbeam la început. Plata păcatului este moartea. Noi ori vom muri în păcatele noastre plătind cu viața noastră, ori vom accepta soluția lui Dumnezeu, care este Domnul Iisus Hristos, Cel ce a murit în locul nostru pentru păcatele noastre. Dumnezeu este drept și nu există două posibilități să plătim pentru păcatele noastre. Ori cu moartea noastră și nu este suficient, ori cu moartea Domnului Iisus, care este suficientă și îl mulțumește pe deplin pe Dumnezeu. Nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință? Dar cu împietrirea inimii tale, care nu vrea să se pocăiască, îți aduni o comoară de mânie pentru ziua mâniei și arătării drepte judecății a lui Dumnezeu, care va răsplăti fiecăruia după faptele lui, și anume va da viața veșnică celor ce prin stăruință în bine caută slava, cinstea și nemurirea, și va da mânie și urgie celor ce din duc de gâlceavă se împotrivesc adevărului și ascultă de nelegiuire. Iubiților, nu există altă cale.
Vreți să scăpați de păcat? Vă gândiți? Vă dați seama? Ați început să înțelegeți cât de mult ați păcătuit, cât de vinovați sunteți înaintea lui Dumnezeu și că nu există nicio altă cale prin care puteți să rezolvați problema păcatului și să evitați astfel judecata sfântă a lui Dumnezeu pentru viața dumneavoastră păcătoasă? Bunătatea lui Dumnezeu vă îndeamnă la pocăință. Pocăiți-vă! Pocăiți-vă astăzi! Pocăiți-vă aici! Pocăiți-vă acum! Nu plecați fără să vă pocăiți! Nu plecați fără să spuneți înaintea Domnului: da, Doamne, e adevărat ce spui, sunt păcătos! E adevărat, Doamne, merit să merg în iad, dar îți mulțumesc că Tu ai murit pe cruce în locul meu. Îți mulțumesc că L-ai dat pe Domnul Iisus la moarte pentru mine și îți mulțumesc că prin El îmi oferi o iertare deplină și veșnică. Dați piedicile diavolului la o parte. Nu faceți jocul celui rău. Nu, renunțați la această părere greșită și falsă care o aveți despre dumneavoastră. Nu vă temeți de disprețul și de ocarea oamenilor care n-au nicio valoare. Nu ascultați de sfatul negativ al oamenilor. Nu amânați, ci astăzi și acum și aici. Domnul să vă dea harul acesta, să vă întoarceți la Dumnezeu și să spuneți Domnului Iisus: Doamne Iisuse, intră în inima mea și fii Tu stăpânul și mântuitorul meu. Amin. Amin.